Spitalul raional din Șoldănești a fost vizitat de mai mulți profesori medici angajați ai Universității de Medicină din capitală. Oaspeții s-au întrunit la o masă rotundă cu medicii din Șoldănești. În cadrul întrunirii, medicii din Chișinău au menționat că această conferință a fost organizată cu scopul de a se informa de starea de lucruri din medicina de la periferie. Noi practicăm ieșirea în teritoriu pe problemele actuale în domeniul sănătății, întâlnire cu colectivul instituțiilor medicale și trăsare care au probleme actuale pentru viitor. Desigur, orientarea principală este la asigurarea populației cu asistență medicală calitativă, crearea condițiilor de muncă și pregătirea cadrelor atât manageriale cât și profesionale pentru activitate în condițiile respective. Aici se are în vedere în condițiile de la sat, de condițiile rurale. După ce au vizitat secțiile spitalului și au discutat cu pacienții și cu personalul medical, specialiștii din capitală au avut a constata că spitalul este dotat cu utilaj medical performant. Au fost create condiții confortabile atât pentru pacienți cât și pentru angajați. În pofida acestui fapt, instituția se confruntă cu un deficit de cadre. De la dumneavoastră, eu nu prea mult pot să aștept, dar când mă propune ca dumneavoastră să le ridice la nivel de ministere, știu, să vedem problema cadrelor medicale, că noi putem să avem mâine pe mâine niște edificii cu niște echipament dotate extraordinar de modern, dar să n-aibă cine să lucreze la dânsi. Ceva urgent trebuie primit, politică cadrelor neapărat. Asta e cea mai mare strigentă problemă. Practic, toți medicii lucrează pe cumulări de funcții, să supraîncărcați din lipsa medicilor. Potrivit administrației Spitalului Raional Șoldănești, instituția are nevoie de gastrolog, urolog, chirurgi, reanimatologi și ginecologi. În cadrul întrunirii și medicii și profesorii din capitală au punctat mai multe probleme, soluționarea cărora ar îmbunătăți spectrul de servicii medicale și calitatea acestora. În acest scop, propunerile lansate urmează să fie discutate la nivel de minister.